Oameni buni, e timpul să fim uluiți. Și când vă spun treaba asta, este pentru că este timpul pentru magie ciucă. Așadar, poți să fii tu să-l primești pe Ștefan, da, bineînțeles. Pe prietenul nostru Simion R. Ștefan, da. Nu de alta, dar mi-a venit roba de avocat, da? Da, bineînțeles. Cheamă-l tu pe Simion. Este timpul ca Simion R. Ștefan să ne lase cu gura căscată. Asta, da. Te rog, ia frumos să vină și domnul, ia un loc, o să vină și domnul avocat imediat. Și, domnul sau domnul avocat, judecător, nu știu exact, să ne surprindă. Ce faci, Simion? Să vină cu ciocanul. Vine cu ciocanul, sunt bine. Da? Sunt bine. Na, ce pot să spun? Ce am putea să spunem toți? Cred că a devenit un instinct să spunem că suntem bine. Intri în mintea noastră astăzi? De fapt, aș vrea să intru în mintea unei persoane dragi mie și unei persoane dragi vouă. Pentru că de când vin la voi, da, am tot stat de vorbă în spatele camerelor, cum s-ar spune, și de fiecare dată am stat de vorbă despre lucruri frumoase. Și o să am plăcerea în scurt timp să invit acest om, nu o să spun dacă este femeie sau bărbat încă, să-l invit aici, pe canapea lângă noi, spunând din start... Mi-am luat uniforma de avocat. Altă treabă, am și Constituția și cea noastră și Constituția României și Constituția Statelor Unite. Și am și ciocănel. Mi-e și frică, eu plec. Că eu n-am făcut nimic serios. Bună ziua. Vă salut, domnul Cătălin. Vă rog să luați un loc. Deci m-am și șifonat când ați apărut. Simion Ștefan la pușcărie. Mi-au intrat pantaloni la apă când ai apărut, deci nu. Mamă, deci fii atent. Ciucă, deci mama și tata, dacă se uită acum, ce mândri sunt. Bă, n-a terminat băiatul nostru degeaba facultatea. Uite, măcar mai poartă și el o robă la televizor. Uite-te aici. Mamă. Altă treabă. Da, ți-ar sta bine, serios. Ți-ar fi bine. Am carnet de avocat, adică e ca și cum ar fi roba mea. Opa! Bine. Nu știu. Mamă! Altă treabă. Da. Domnul avocat, colegul meu. Îți dau o stare, adevărul ăsta. Nu vorbesc. Machine Man, omul pe care îl găsiți pe Instagram, da, pe Facebook, pe TikTok. Tot avocat, numai că e mult mai curajos. Adică vrea să sară din mezosferă. Încă n-am curajul ăsta. Bă, altă treabă. Uite-te aici, mă, zici că de la Curtea Constituțională, Ciucă. Da, eu stau și mă întreb unde sunt eu. Numai o secundă. Salut, colegul. Asta, mă, altă treabă, colegul. Te ascult. N-am făcut nimic. Păi nu că s-a avocat, să de partea ta. A, ești de partea mea? Da. Păi și cu cine ne judecăm? Cum? Cu cine? În conflict cu oamenii care cred că magia ta este pur și simplu o făcătură. Că păcălești oamenii, că intri în mințile lor. Am Constituția, uite. Dar nu, și scrie acolo? Scrie aici că ai drepturi și libertăți. A, toți le avem, da. Toți le avem. Dar am văzut momentul de la România au talent, unde ai făcut o figură frumoasă. Mulțumesc frumos. Te-ai înălțat la câți metri? Cred că au fost 7-8 metri. 7-8 metri? 7-8 metri, da. 7-8 metri e fabulos în momentul de la România au talent, da. Dar momentul ăla cred că a fost special pentru toate mamele. Pentru toate mamele din lume, da. De ce? În special și pentru, clar, pentru mama mea. Plecând de la mama mea și după aceea pentru toate. Avem imaginele, Ciucă, de la români? Din lume. Pentru că a fost de curând show în care efectiv te-ai înălțat de la podea vreo 7-8 metri. Da, cam așa. Da, bine, nu chestia asta cred că a fost foarte, foarte importantă, cred că mesajul pe care eu am încercat să-l dau, pentru că a avut legătură cu cel Ciucă, de anul trecut. Da? Vezi că e pe online. Are, ca să vedem, mi l-ai arătat înainte și da, a fost fabulos. L-am văzut și când a fost în direct. Deci totul are o legătură cu anul trecut. Deci dacă cineva vrea să facă o legătură, văzând prestația, de fapt povestea din anul trecut, când eu am participat, legând-o de această poveste, are o continuitate și mai urmează ceva. Uite, momentul de la România au talent, când juriu, când oamenii efectiv au rămas mască, nu de alta, dar o să vedem poate pe parcursul discuției când, exact cum ziceam, ai ajuns la 7 metri. Ciucă, poți să derulezi puțin, bine, te rog. Cam pe la jumătate, cam așa. Dar, mai repede, Ciucă. Dar oricum se poate găsi pe... Nu, dar lasă să vedem și noi. Da. Și ai zis că ai o continuitate cu ce ai făcut data trecută, da, la România au talent acum și că mai urmează? Da, mai urmează, pentru că am plecat la premiza, trebuie doar să crezi, a fost anul trecut, trebuie doar să vrei, anul acesta. Și finalul este și atunci vei putea. Deci sunt trei etape și asta e tot ce o să fac.
astea sunt și spectacole pe care le voi juca toată viața, spectacolele mari, trebuie doar să crezi, trebuie doar să vrei, urmează și atunci vei putea, va fi finalul. Și asta va fi, va fi. Ia, hai să vedem, că ziceam de moment și iată cum se leagă lucrurile. Machine Man a fost mai devreme avocat care el vrea să sară, cum spuneam, din mezosferă, iar tu ești magicianul care te-ai ridicat la show-ul România au talent la 7, uite aici, 7-8 metri înălțime. Ai luat o stea și asta e doar că trebuie să crezi. Pentru că fiecare are steaua lui. Wow, foarte frumos. Fiecare. Astăzi ai o magie pentru noi? Am o magie și de fapt mă voi folosi oarecum de cineva de apreciat, după părerea mea și clar după părerea voastră. O persoană cu care, i-am spus și lui Ciucă, o persoană cu care am stat de vorbă de fiecare dată când eu am venit aici. O persoană pe care o apreciez, o persoană care are foarte multe de spus, o persoană care doar dacă stai de vorbă cu ea te poate face să vezi viața altfel, să crezi. Dar înainte să chem această persoană, o să vreau să-mi dau iar cuvântul de onoare, pentru că, mă rog, din comentarii am văzut că sunt oameni pro și contra. Încă o dată, scopul meu, scopul tău, nu este să îi mințim pe cei de acasă. Scopul este să îi facem să se bucure de fiecare moment. Asta este tot ce fac eu și sunt sigur că și tu și toți cei care sunt în domeniul. Persoana despre care vorbești, pentru că ai vorbit așa frumos, sunt convins că e colega noastră Peggy, pentru că ea este omul care e cu noi de 13 ani și într-adevăr este o persoană senzațională. Îmi permis să o chem pe Peggy. Iar Peggy are o vorbă, să știi. Să ai cărare numai cu oameni. Cum e, Peggy? Să fie drumul cu oameni. Să fie drumul cu oameni. Să nu pleci singur în viață. Să fie drumul cu oameni. Vezi că noi învățăm multe vorbe de la Peggy. Da. Hai să luăm loc. Hai să luăm loc. Ia uite, Peggy. Doar să pui ciocanelul aici. Da. Gata. Mă emoționez. Peggy? Da, domnule. Sper că se uită și cei din buftea vecinii. Dar n-am făcut nimic ca să mă judeci. Hai să vedem. Hai. Peggy, știu că de foarte multe ori, de câte ori, mă rog, de fiecare când am venit aici, m-ai tot întrebat cum se creează această emoție sau... Da? Da. Având-o eu. Da, în jurul meu în cazul acesta. Da. Vreau să, nu știu, să dai confirmarea celor de acasă că nu ne-am înțeles înainte să facem o regie, să te gândești la ceva anume, să îi mințim pe cei de acasă. Cu siguranță, ne-am dat bună ziua. Ok, deci să se înțeleagă chestia asta. Și pentru am zis, că ești bine? Sunt bine și sunt sigur că și tu. Și acum, uite, o să dau iar puțin dintr-un mic secret. Ce-ți dorești tu cel mai mult de la prezent? Să fie toată lumea fericită. Toată lumea fericită? Absolut tot. Dar tu ești fericită? Da, cu mine. Și cu toată lumea. Ai fi în stare să-ți dai fericirea ta pentru fericirea celor din jur? Da. Adică tu să fii o persoană da, tristă. Da, pentru a face cineva cu mâna, da. Doar atât. Nu contra cosm, nu contra timp, nu, doar să-mi facă cu mână. Și fericirea lui Peggy este omul sincer, știi? Da. De aceea tu ești un om foarte fericit. Pentru că viața durează doar un singur moment. Ceea ce a fost, n-ai cum să schimbi și nimeni n-are cum să schimbe. Ceea ce va fi... Dar rămâne ce a fost. Rămâne. Uite, vreau să te întorci undeva în trecut. Da. Oriunde vrei tu în trecutul tău. Și vreau să vizualizezi o mulțime de persoane și doar o singură persoană este în evidență. O ai în minte? Numele? Îți vine în minte un nume? Da. Ok. Dacă te-aș întreba ce reprezintă... Mi-a rămas minte că a rămas întipărit așa, e indigo. Am înțeles. Sufletul meu. Bun. Dar nu este o persoană la care eu să am acces ca și informație, să întreb în stânga și în dreapta, da? Vreau să-mi spui, dacă ai reprezenta acea persoană printr-un singur cuvânt, care ar fi tot acel cuvânt? Tot. Da. Ok. Prinde-mă de mână pe ei. Vreau să te uiți în ochii mei. Da. Tot timpul ăsta vreau să-ți imaginezi cum faci pași prin viață, din copilărie. Să ajung la persoană. Până în prezent. Dar în acest drum ai cunoscut fel și fel de persoane, printre care și această persoană. Da. Ce ai spune în momentul ăsta?
l-aș privi și nu i-aș spune nimic, ar înțelege el tot în privire. Închide ochii, Peggy. Ia mâna. Pentru câteva secunde ai stat de vorbă cu Mari. Da. Dar eu dacă spun acest nume, totul meu va spune că mi-ai spus tu sau altcineva. Păi nu știe nimeni de numele ăsta. Adevărul ăsta e pentru că totul devine realitate. Nu pot să... În momentul în care tu... L-ai strâns de mână. Simți? Da. Și te-a strâns și ea. Și când ia mâna... Uite. M-A-R-E. Mari. Marie. Mari. Am zis. N-am zis nici Maria, nici Mari. Mari. Da. Mari. Peggy, tu o să ai foarte multe de arătat tuturor celor din jur. Cum o să toți, arăt dacă au încredere în mine și microfonul. Și o să toată arăt, lumea are încredere în tine. Dar știi, vreau să întreb ceva, cine e Mari? Noi suntem nici de 13 ani aici. Poate nu știe nici familia. E taina mea. Asta e Peggy. Știi că toată lumea se aștepta, probabil, să zici un membru al familiei, poate noi știam. Și ai zis Mari. N-ai zis nici Maria, nici Marian. Poate și fix asta a rămas pe... Am depășit o scară datorită lui Mari. E o persoană importantă din viața ta. Tot. Și ai scris pe... I-a scris pe mână Maria. Încă e. Noi oamenii transmitem. E femeie Mari, nu? Nu, nu e femeie. Mari? Nu spunea. E femeie sau nu e femeie? Mă rog, nu mai dau eu... Duplex de gândire. Detalii. Duplex de gândire. Da. Cum a făcut asta? Și cred că el m-a înțeles pe mine, eu l-am înțeles pe el și a putut. Trebuie doar să vrei. Vezi? Trebuie doar să vrei. Și cu ocazia asta vreau să mulțumesc întregi echipe de la România au Talent. Sunt o echipă care se vede de frumoasă și în al doilea rând, tot în primul rând vreau să vă mulțumesc vouă ca și echipă per total. Pentru că voi, asta nu înseamnă că denigrez alte televiziuni sau alte lucruri, dar aici mă simt ca acasă, pentru că voi de fiecare dată ați încercat să scoateți în evidență și ați și reușit să scoateți în evidență lucrurile pozitive și benefice pentru viața de zi cu zi. Și pentru asta vă mulțumesc eu pentru tot. Știi, mie mi-ar plăcea ca oamenii de acasă să aibă acces și după ce se termină emisiunea, când de fiecare dată oameni care sunt sceptici vin lângă tine și toți rămân fără cuvinte pentru că nu le vine să creadă că le spui nume importante din viața lor, oameni care au făcut ceva pentru ei. Și mi-a adus aminte ultima dată, dacă nu mă înșel, a fost după o emisiune, dacă ori Crina Brudan, da. Și cred că a mai fost și... Claudia Neghină. Și Claudia Neghină, exact. Claudia Neghină, care era șocată, la fel, spunându-i niște nume, ea ne întâlnindu-te niciodată și ne vorbi niciodată. Da. Dar uite, știi cât de frumos e sentimentul și recunosc, normal, și o spun cu mândrie, nu cu laudă. Știi cât de frumos e să ai pe cineva în fața ta, să știi că tu, de-a lungul timpului, prin muncă, da, poți să creezi un moment pe care îl poate ține cineva minte tot restul vieții. Eu când văd acea reacție de wow, de cum ai făcut, ok, e normală, pentru că nu te întâlnești zilnic cu aceste lucruri, sunt conștient. Dar undeva înăuntru este acel zâmbet de copil pe care n-ai cum să-l mai arăți. Dar eu știu că e, făcând chestiile astea. Știi, e o chestie ca un cadou în fiecare zi pentru mine, când pot să văd oameni că încă se mai pot bucura cu adevărat. Și partea cea mai frumoasă și care e că nu pot să fac orice și pentru o persoană nevăzătoare. Și pentru o persoană care poate nu a vorbit niciodată. Pentru o persoană care poate nu s-a mișcat niciodată. Pentru că mintea este în legătură directă cu ceea ce numim noi suflet. Și chestiile astea n-are cum să mi le ia nimeni niciodată. Simion R. Ștefan, căutați-l pe Instagram, căutați-l pe Facebook și urmăriți-l în show-urile care atunci când vor începe, cu siguranță vor fi spectaculoase. Mulțumim mult de tot! Eu mulțumesc! Peggy, aflăm după 13 ani lucruri despre tine. Și îți mulțumesc, Peggy. Da. Îți mulțumim, Peggy. Mare drag! Mulțumim mult de tot! Mersi!